Este în plină desfășurare un protest în centrul capitalei, avem imagini acum în direct. Practic e continuarea protestului de săptămâna trecută, sunt aceleași revendicări, sunt într-adevăr mai puțini oameni, în jur de 1000 de oameni în capitală cel puțin. Sunt câteva sute și în alte orașe ale țării, ca și săptămâna trecută. Dar a ieșit și un mic scandal, nu au fost lăsați inițial să plece spre sediul PSD. Ne spune mai multe colega noastră, Rodica Tirică, prin telefon. Te ascultăm, Rodica. Bună tuturor! În urmă cu aproximativ 10 minute, oamenii au vrut să iasă din Piața Victoriei pentru a se îndrepta către sediul Partidului Social Democrat din Chiselef. Nu au fost lăsați eu cu una, cu două, de către forțele de ordine, și asta pentru că jandarmii i-au rugat să mai aștepte câteva minute până în momentul în care circulația va fi blocată total pentru a nu fi pericole. Oamenii nu au renunțat și au vrut să rupă cordonul de jandarmi. Jandarmii au opus și ei forță, însă la un moment dat nu au vrut să accepte să meargă pe trotuar, au ținut neapărat să ocupe tot bulevardul Chiselef, toate cele patru benzi, și în acest moment sunt în marș înspre sediul PSD. În doar câteva minute urmează să ajungă în fața sediului, așa cum și-au propus. Sunt maxim 900 de oameni în acest moment, vorbim atât de bucureșteni cât și de oameni din alte orașe ale țării care au ieșit, iată, și în seara aceasta pentru a protesta față de modificările aduse la codul fiscal, precum și față de proiectele de modificare a legilor justiției. Mobilizarea s-a produs la fel ca și dățile trecute pe rețelele de socializare. Sunt aceleași lozinci, aceleași scandări pe care le auzim și la protestele trecute. În aceste momente, oamenii huiduie sediul Partidului Social Democrat, aici unde au ajuns chiar în această clipă. Sunt oameni care se așează, se postează aici în fața sediului. Sunt mai multe cordoane de jandarmi care s-au poziționat și ei în fața porților de la Partidul Social Democrat, tocmai pentru a nu fi create incidente. Rămâne acum de văzut ce se va întâmpla mai departe de aici încolo. Și asta pentru că, așa cum s-au propus, protestatarii ar fi vrut să arunce cusulurile de hârtie igienică înspre sediul Partidului Social Democrat. Mulțumesc pentru aceste informații, Rodica Tilică. Au mers, iată, la sediul PSD protestatarii. N-ar fi neapărat o noutate asta, pentru că au mai făcut acest lucru, ne amintim de protestele acelea mult mai ample, cei drept, de la începutul anului ianuarie-februarie. Atunci s-a protestat și la sediul PSD. Data trecută au fost însă la Palatul Parlamentului. E o tentă politică evidentă dată protestului prin acest demers de a merge la sediul dușmanului. Da, nu, da, ideea, sigur, practic, n-ave cum să eviți chestiunea asta, adică la un moment dat, pentru că se termină, stau în Piața Victoriei, două ore, trei ore, se adunau 2000, 3000, 5000 și după aia plecau acasă, deci practic în permanență trebuie să aduci ceva nou, astfel încât să ții atenția. Lucru care, din nou, repet, eu cred că mai bine, dacă totuși se ajunge la concluzia că s-au identificat niște puncte clare pentru care merită ca societatea civilă să iasă în piață împreună cu politicieni, care pot fi și de la PSD, nu trebuie să fie numai de la putere, că și din opoziție, că și din politicieni de la putere sunt împotriva anumitor modificări. Deci, practic, și aici sunt de acord, atâta timp cât particip la o mișcare civică, cum să spun eu, cu sufletul pentru și ești împotriva anumitor încălcări flagrante ale drepturilor și libertăților oamenilor, nu contează că ești politician sau nu. Asta nu înseamnă că dacă ești membru al Parlamentului n-ai voie să te duci în piață să manifestezi împreună, complet de acord pe povestea asta, deci fără discuție. Nu sunt, și am spus asta și în emisiunea trecută, nu sunt neapărat pentru, eu știu, persoane care au fost la butoane în domeniul respectiv și n-au prea făcut mare lucru. Și aici e singura chestiune de... și chestia asta, că partidul cu tare susține, nu tata, politician, sau mă rog, cetățeanul X,
e în piață pentru că nu e de acord cu ce se întâmplă. Și deci la servicii în Parlament luptă împotriva acestuia și seara, dacă are timp, iese și spune punctul civic. Deci asta nu înseamnă că interzice cineva sau într-un fel la chestia asta. Dar sunt cu siguranță că trebuie să aibă loc niște modificări în chestia asta, dar în același timp, din păcate, și tocmai pe la 3-4 după masă astăzi m-am întors de la Chișinău, m-am întâlnit cu o seară întreagă de domni pe acolo și din ce în ce mai clară povestea că la ora asta statul român, și mă refer la partea executivă, e condusă de oameni care nu prea, eu știu, țin cu România mai mult la meciurile de fotbal, probabil, decât în... și mi-asum ceea ce spun în treaba asta. Adică, din păcate, vedem, cum să spun eu, dizolvarea anumitor puncte esențiale ale... legislației, eu știu, dacă vorbim de puncte în domeniul economic și partea asta cu schimbările din domeniul fiscal și cu toate, cum să spun eu, exact, lipsă de comunicare, proastă comunicare din partea Ministerului Finanțe sau, nu știu, s-a explicat prost greșit. O parte din modificările respective nu sunt rele. Numai că luate la pachet așa cu tot, sunt unele care nu, poate nu sunt bune sau poate unii sunt pentru, unii sunt împotrivă. Dar dacă e să ne uităm puțin în detaliu, să intrăm, să analizăm puțin chestiile astea, să vedem cine e contra, pentru cine, o să găsim iară societăți sau firme care nu neapărat țin neapărat cu țara asta. Acum, sigur, trebuie discutat punctual, dar, repet, la ora asta părerea mea este că, să zicem, butoanele de comandă, dacă tot mi-am permis să vorbesc mai puțin civil, nu, să critic cei care au fost în guvernul Cioloș, trebuie spus și în cazul ăsta că aici, practic, la butoane sunt, nici măcar Dragnea nu cred că mai e la butoane la ora asta. Nici nu știm foarte clar cine mai da, e. Oricum. Ideea este că se tot aude chestiunea asta cu Vâlcov, da? Cu domnul Vâlcov. Acum, bine, domnul Vâlcov e pe zona economică, nu știu dacă nu o secundă. E implicat și pe zona de justiție. Și pe... Dar nu se discută nimeni, este un subiect tabu. Acum a intrat și este consilierul primului ministru. Nu știm cine l-a adus, cum l-a adus. E clar că el a făcut deci, toată asta de guvernare care, întâmplător, probabil că știți cum e, ideile sunt virale, se zice. Circulă teoria asta că ideile sunt virale. E cam același program de guvernare, cu mici modificări, se mai regăsește în vreo 10 țări. S-au inspirat și ei acum. E omenește, nu? Păi nu, e un fapt. În Venezuela? Unde? Nu. În Federația Rusă? Aoleu, Venezuela nu e un exemplu. Mai aproape, exact. Și atunci, încep și spune niște întrebări, dar sunt convins că structurile statului și cele care trebuie să ne apere de astfel de chestiuni, trebuie să vedem că nu neapărat că e rău sau e bine. Poate e bine, poate domnul Vulcov a gândit o chestiune foarte bună pentru țara asta. Dar atins subiectul Vulcov, practic numai la televiziunea asta s-a atins subiectul Vulcov, și o liniște totală, nimeni nu zice nimic, nimeni nu comentează. Bun răspuns. Statele Unite de 6 ani de zile au în dezbatere modificarea fiscalității. De 6 ani de zile. La noi, acum 3 luni de zile, nu vorbea nimeni. Da? Și acum, problema asta până la modul următor. Sunt oameni care zic așa, domne, dacă vor fi bune modificările, Doamne ajută. Dar întrebarea e, dacă nu vor fi? Că au venit și au spus așa, că de ce ne grăbim? Dobânzile sunt deductibile până în 200.000 de euro. Și eu vă întreb așa, dacă o firmă, da? Nu obligatoriu multinațională, un grup de firme românești, nu o să dau nume că nu e în regulă, da? A luat un credit la care dobânzile sunt 400.000 și la data când le-a luat, codul fiscal spunea că dobânzile sunt deductibile. Nu de la firma mamă, dintr-o bancă. Da. Sau poate de la firma mamă. Corect. Vin băieții ăștia și peste noapte schimbă codul fiscal și oamenii ăia schimbă întreg planul de afaceri. În momentul în care tu trebuie să ai o prioritate, da? În materie de forța de muncă. Și vin la unison. Și sindicaliștii vin și patronatele. Și spun așa,
Domne, mutarea contribuțiilor, da, în maniera asta, duce o parte din patronate, duce la probleme pe piața muncii, da? Coroborat cu faptul că mărești plafonul pentru micro-întreprinderi până la 1 milion, când sunt firme care nu sunt atât de profitabile. Depinde ce urmărești. Dacă urmărești să cureți economia, să ai încă 200.000 de șomeri, să omori 200.000 de IMM-uri, e posibil ca asta să fie asta. Da, vino și spune, domne, eu vreau să omor toate firmele care au un profit mai mic de 4,6%. Că firmele, micro-întreprinderile care au sub 4,6%, nu vor putea, rata profitului, nu vor putea face față acestor modificări. Și când vorbesc de 4,6%, am în vedere contextul economic, pentru că este unul profitul, da, să știți foarte bine, scriptic și altul profitul faptic. Da? Arieratele, problemele și așa mai departe. Aici e chestiunea, că zice, 30% din societățile comerciale din România au datorii, sunt rău platnici. Nu? Stați puțin, trebuie verificat caz cu caz. Sunt societăți comerciale care au, nu și-au plătit dările către stat pentru că nu au încasat de la stat. Păi nu, dar ne-am uitat și am văzut că pe lista primilor 200, CASS la stat, nu se află nicio mare corporație românească sau străină. Da, dar ideea este, stai puțin, deci spune domnule, 30%, chiar domnul Dragnea spune, 30% din companiile românești, sau domnul Tudose, era la 30% din companiile românești sunt rău platnice, direct, rău platnice. Atenție, asta e o declarație foarte gravă. Pentru că oricare dintre societățile alea, mă rog, ea poate să vină zică, dom'le, sunt rău platnic pentru că nu mi-ai dat banii. Tu, stat. Și atunci tu mi-impui să fac asta și asta pentru că nu mi-ai dat tu banii. Deci tu m-ai pus în poziția să fiu rău platnic. Și atunci cine plătește pentru chestiunea asta? Exact un pic cum e răspunderea magistraților. Deci cine e responsabil? Politic, ai greșit, nu mi-ai dat banii când trebuie sau e o sentință, trebuie să-ți plătești? Da. Corect, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, sigur, că pomeneam de Dragnea mâine are o zi grea de la Fix Vorbim. Vă reamintesc, un protest în desfășurare, mai puțină lume într-adevăr față de săptămâna trecută, dar inimoși, da, puțin dar inimoși, și s-au dus la sediul PSD. Sunt în momentul de față în fața sediului PSD din Chiselef. Inițial a fost și o problemă acolo cu jandarmii, nu i-au lăsat să plece. Sunt niște discuții acum ale reprezentanților lor cu jandarmii, au fost niște mișcări, într-adevăr, acolo au aruncat cu hârtie igienică peste sediul din Chiselef. Și, bineînțeles, principala nemulțumire legată de modificările la legile justiției, imaginele sunt în direct, vă reamintesc că cele de la sediul PSD cu protestul. Și ne aducem aminte că una dintre revendicările folosite de-a lungul timpului de către protestatari a fost legată de recuperarea prejudiciilor. Domnule, să recupereze banii, până la urmă asta își dorește toată lumea. Interesant este că și Ministerul Justiției își dorește asta. Noi am redescoperit o declarație foarte interesantă făcută în martie, în urma întâlnirii dintre ministrul Tudorel Toader și ambasadorul american Hans Klemm. S-a transmis atunci printr-un comunicat. Cei doi oficiali au discutat aspecte referitoare la cooperarea bilaterală pe teme de justiție, inclusiv derularea unor proiecte comune, printre care și colaborarea oferită de către Statele Unite în domeniul recuperării prejudiciilor provenite din infracțiuni. Concluzii foarte bune în urma acelei întâlniri. Da, eu cred că aici chestiunea e extrem de clară. Deci vine ambasadorul Statelor Unite, că era domnul Klemm sau că e domnul Klemm sau au fost alții, practic au în permanență și-au oferit serviciile în sensul ăsta, dar n-am mai auzit un alt ministru care să pună în comunicat treaba asta. Adică vă ajutăm să follow the money, să vedem unde s-au dus banii. Că cel puțin în dolari americani e ușor de cât ușor. E mai ușor de a găsi unde se duc sumele. Și am un caz, de exemplu, celebru, clar, care se leagă puțin de chestiunea asta. Ce făceau, de exemplu, niște domni tovarăși din România, și asta se leagă un pic cu o chestiune care, când mai aveam o discuție în pauza emisiunii cu George aici pe treaba asta, și tot îmi spunea, dom'le, dacă te mai atacă pe Facebook, pe Instagram, cu Bancorex, că te-ai gătut Bancorex cu tare. Și dacă îmi permiteți, domnul avocat, dacă tot sunteți prezent aici la chestiunea asta și poate n-am eu dreptate, o să țin foarte scurt, mai ales cu chestiune extrem de subiectivă. Numărul 1, dacă a existat vreun credit de la Bancorex către
firmele tatălui meu, dacă are cineva hârtia, să vină să o aducă. Să zică, domne, uite, stai că tu ai luat creditul ăsta, pentru că am o discuție și în casă. Mama, tata, domne, ce-ai făcut cu banii? Ai luat credit de la Bancorect și nu ai adus banii acasă. Nu vorbim că cei care poartă discuțiile astea, sau mă rog, care le-au purtat de-a lungul timpului și au rămas oarecum, au beneficiat la un moment dat și de niște credite cu, sigur, în mod legal, cu dobândă preferențială. În același timp, tot dintre cei care au promovat chestiunea asta acum 20 de ani sau când s-a întâmplat ea sau cum era, erau plătiți de către o firmă DP Holding, se chema, care în practic înainte se chema Rompetrol Holding, o firmă elvețiană deținută de domnul Patriciu la un moment dat, cu domnul Pascariu la un moment dat, nu mai știu, erau, unul era administrator, unul era proprietar, era o chestiune de genul ăsta. Dar ideea este că, sincer, și eu m-am cam săturat să tot dau, să spun, domnule, nu e adevărată povestea, sau instanțele și-au spus punctul de vedere definitiv, irrevocabil, CEDO și așa mai departe, dar continuă chestiunea asta. Apropo de subiectul ăsta, care e un subiect de film, pe scurt, așa că, sigur, cum să vă spun eu, acum poate să fi fost, eu știu, un interes al statului în toată povestea asta cu Bancorexul și respect dacă e un interes, cum să spun eu, în sensul bun al cuvântului și așa mai departe. Dar avem o situație de genul, uite, în 14 martie 1997 se sparge banca. Știai de chestiunea asta că Bancorexul, știați că Bancorexul a fost spart? Nu. Da, deci Bancorexul în 14 martie 1997 a fost spart de către doi domni care au sosit în ziua respectivă de prin Franța, de prin zona aia pe acolo. Unul a sosit la 16.32 pe Otopeni și altul la 15.21, iar la 18.45 au spart banca. Cei din bancă au chemat poliția. Nu? S-a spart banca, sediul central al băncii, nu? Și așa mai departe. A venit poliția, alături de poliție s-a alăturat și un capitan, pe vremea aia capitan, acum mai știu ce o fi cu dânsul, Tiron îl chema. Dânsul apare la 19.03 acolo la bancă, da? Și în loc să se ducă, nu, când se capitan sparge... Capitan de poliție sau... Capitan de poliție, da. Împreună cu... Aveți o echipă de poliție chemată la... A spart banca, veni să ne ajutați aici, așa? Acest capitan de poliție se alătură echipei și sunt convins că domnul Abraham, că îl tot văd prezent pe micile ecrane, poate să spună mai multe de treaba asta, că era și el într-o mașină pe acolo, prin zonă. De ce parte era domnul Abraham? Era pe la poliție, însu, în o, perioada oficial, respectivă. Da. Chiar șeful IEP-ului. Cred că da. Și inclusiv la direcția antidrog ceva a fost o perioadă. Nu, după. Dar atunci era cam șeful domnului Tiron. Așa. Deci acest domn Tiron ajunge acolo și în loc să intre să vadă, domnule, zice, ce s-a spart, ce s-a întâmplat, cum, nu știu ce, se uită în parcare și numără el mașinile din parcare și, domnule, sunt cam puține mașini. Eu cred că președintele băncii ăstea a furat sau a vândut niște mașini. Deci este publică chestiunea, o puteți găsi pe... Și atunci... Ai cei care... Ai care n-avea legătură cu jaful, de fapt. Nicio legătură. Deci dânsul și capitan, probabil că având o specialitate extraordinară în jafurile de mașini și așa mai departe, și-a dat el seama că, domne, la ora aia, la 19.03, lipsesc niște mașini din parcarea băncii. Câte, cum, câte trebuia să fie, nu știu cine putea. Și atunci ce se gândește? Îl opresc pe președintele băncii de atunci în biroul dânsului, iar cei care au spart banca țin o agă. Adică o adunare generală a acționarilor. Ilegală. Tribunalul ulterior, mulți ani după, vine și anulează aga respectivă, spunând că, dom'le, nu era statutară, nu trebuia să fie pe 14 martie, trebuia să fie pe nu știu cât aprilie. Da? Deci o fac frauduros, sigur, instanțele la final o anulează, dar practic dispar o serie întreagă de documente și aici nu vreau să intru prea mult în detalii, că poate, repet, poate interesul statului și nu, deci trebuie să trăim în consens și în... Au trecut 20 de ani de atunci. Nu știu, dacă era vreun interes al statului, cred că trebuia... Da, dar ideea este că erau niște documente pe acolo.
Și dacă e să discutăm de o substanță care se chema Semtex, dacă trăia domnul Gaddafi, poate ne povestea cum a ajuns substanța asta prin pui congelați la dânsul. Și poate... Inclusiv de la vie. Nu știu de unde și provenea. Și vie trimitea domnul Gaddafi. Asta o spuneți noastră, eu nu știu cine o trimitea. Asta o spune Pacepa. Da, nu știu ce spune Pacepa. Ideea este că erau niște bani care veneau de la, din Coreea de Sud prin Societe General astăzi la Lausanne, de acolo erau trimiși și în Austria și de acolo erau trimiși la Bancorex, contul unor persoane, la sucursala Victoria, cea cu doamna Capeti, cea care a fost condamnată. Și de acolo erau, că tocmai revenim la povestea cu dolarii, cu ambasadorul care vă ajută să găsiți bani. Acolo cei care scoteau banii ăștia, îi schimbau un lei și scoteau un lei. Astfel încât ce făceau mai departe, că îi schimbau din nou un dolar, se pierdea puțin urma lor. Da? Deci chestiunea foarte gândită, foarte bine gândită. Eu sunt convins că sunt oameni, cum să spun eu, deosebit de asta, ca să nu mai discutăm de banii rafineriilor, care erau garantate de o societate care se chema... Compania Națională a Petrolului sau nu știu ce, CNF sau o chestie de genul ăsta care avaliza împrumuturile către rafinării. A fost preluată de Ministerul de Finanțe, s-a închis CNP-ul ăsta, mă rog. Sute de milioane și așa mai departe, astfel rafinăriile numai așa, Ministerul de Finanțe când se făceau privatizări nu mai cerea banii respective, aici intrăm și cu Rompetrol. Deci discuția este mult mai largă, sigur n-am intrat în detalii ca să nu, că poate nu e cazul. Dar ideea e că devine deranjant cu Păunescu care a distrus Bancorexul sau Păunescu, Vasilescu, Ionescu, Georgescu care au deschis spate. Lucrurile se știu. Și atunci domnii care s-au ocupat de chestiunea asta, poate, repet, poate în interesul statului nostru. Și atunci dacă a fost în interesul statului nostru, sunt convins că o aduce oarecare claritate în toată povestea asta. Sigur că aici sunt o serie întreagă de lucruri e un pic ciudate, dar... Lucrurile astea sunt clare fapte și există, mai ales că unul dintre acești domni care era care a spart banca era și exista și o erau niște cereri din partea Interpol vis-a-vis de aceste ce povestea cu banii de care vă spuneam din Lausanne, Austria și așa mai departe iar chestiunea asta la nivelul Interpolului nu s-a închis, ea merge mai departe. Acum, sigur, eventual o să mergem să verificăm, să încercăm să găsim mai multe detalii despre chestiunea asta, dar eu cred că sunt oameni care, eu știu, generali importanți, un domn general, prin șostea, mi se pare, de la domnul Iliescu, și mă refer la domnul Opran, care este o personalitate, nu? Eu cred că dânsul poate să facă lumină în toată povestea asta și poate să ne spună mai multe despre chestiunea asta și că, într-adevăr, Păunescu nu avea nicio treabă cu falimentarea băncii și așa mai departe. Asta era doar așa o mică discuție despre dacă e nevoie și dacă mai e neclarități referitor de Bancorex și Păunescu Bancorex, să știi că poți să intru în detalii. Bine, ce a făcut Ministerul de Finanțe? Ce a făcut? Noi nu reușim să recuperăm banii din dosarele. Și omul vine și spune, domnule, te ajut. De acum 2-3 ani și o să reușim să luăm firul poveștii astea de acum 2-3 ani? Foarte ușor, foarte ușor. Nu, dar se vrea. Bine, aici e problema. Deci aici sunt două chestiuni. Dacă este un interes național pe povestea respectivă se întâmple așa, e una. Și pot să o înțeleg. Pentru că dacă tot vorbeam de premier și așa mai departe, avem cazul domnului Kohl, avem cazul domnului Willy Brandt, unde statul a hotărât că nu e bine să meargă înainte cu ancheta respectivă în Germania. Nu? Interes național e o chestiune de cancelarul, cel care a participat la unificarea celor două germanii, practic la toată chestiunea asta, nu poate fi anchetat, a fost o decizie atunci luată de domnul Schröder, nu? Cu toată povestea așa. Și nu s-a mers mai departe cu cele 2 milioane și ceea ce pot să înțeleg. Deci pot înțelege. Eu altceva nu înțeleg. Noi avem un talent fantastic de a ne pierde timpul cu lucruri care n-au în spate nimic. Absolut. Adică eu sunt de acord să recuperăm bani, domnule, am o hotărâre judecătorească unde trebuie să recuperez bani, dar să recuperez bani pe ce zice lumea, să mă ierte Dumnezeu. Absolut. Acum, vreau să spun un lucru. Eu sunt convins că în spatele acestor afirmații stau anumite interese și anumiți simpatizanți cu ghilimele de rigoare, da? Indiferent ce ar decide justiția, ei vor continua să delaționeze, să spună diverse lucruri, da?
Asta e una din problemele care și în România se va rezolva. Că vom ajunge și noi ca în Statele Unite. Măi frate, acuz pe cineva, fără să poți dovedi acuzația respectivă, o să plătești de țară capacele și o să începi să-ți sigura. Pentru că nu e rău să joci cu imaginea cuiva. Absolut. Da? Inventezi telenovele de acum 20 de ani de zile. Eu îmi pun problema, cum bine zicea George Râpă. Dom'le, stai puțin, avem hotărâri judecătorești de date recente, din an de 2, de 5, de 7, da? Care puțin. Nu se pot recupera. Sunt oameni care deja au ieșit din pușcărie, da. Și, da. Care și cu multe înainte de termen. Și care se râd în nas. Zic, bă, da. Stai un pic, da? Și noi discutăm despre fabulațiile unora. Absolut. Păi, domnul Bonsu, la Banco corect teoretic, da? Poți să arunci anatema pe oricine, domne, care era major la data respectivă și a intrat toată pe poarta aia, da? Pentru că atâta vreme cât s-a terminat aspectul judiciar de acolo, da? Care a avut niște consecințe care așa cum sunt ele, da? Dom'le, în afara acelor decizii ale instanței, nu există alt adevăr judiciar, da? Absolut. Restul sunt pur și simplu situații. Nu, aici ideea era, practic, odată să-i răspund prietenului George că să mai vorbească cu mine, să nu fie că am ceva cu bani corecți și așa, și după aia să lămuresc treaba din casă cu mama, cu tata. Mama zice, dom'le, ai luat bani de la bani corecți și n-ai dus banii pe acasă. Ce ai făcut cu ei? Și de-aia, dacă cineva are o hârtie, lămuresc puțin povestea. Are toate mama, are toate tata. După 20 de ani. Și pentru a evita un pic chestiunea asta de pe Facebook și pe Instagram, atacurile alea, mai așa, puține ele câte sunt, o mai găsești prin articol, chestia, dar devine deranjant. Adică, ok, am așteptat 20 de ani, e clar, s-au dat sentințe definitive, nu ai nicio legătură, zero pe toată chestiunea asta, s-a câștigat și la CEDO și așa mai departe, dar cam trebuie să ne cam... Adică îi rog pe domnii care s-au ocupat de toate chestiunile astea să mai iau o pauză oricum, și să oricum, se ocupe. Oricum îi rugați degeaba. Pentru că ei, dacă au un interes pe treaba asta, sunt stimulați sau au anumite chestiuni, asta vor face, da? Adică asta nu ei se... sunt stimulați, dar pe de altă parte toate documentele astea le-am de la instituții internaționale, nu, de anchetă. Ei se vor doar în momentul în care vor primi acasă o hotărâre judecătorească când vor spune. Pentru că te-ai jucat cu imaginea persoanei, nu știu mai care, corect, cum poți da. Demonstra. Bun. Și atunci este singura variantă în care poți să-i potolești. Da? Însă, pe ce zice comunicatul ministrului, noi stăm foarte, foarte prost la recuperarea prejudicilor din dosarele penale. Da? Stăm extraordinar de prost. Pe de o parte, o bună bucată de timp n-a fost o prioritate. Deci n-a fost o prioritate, s-a mers pe varianta... Eu vă spun ca avocat. Se prescrie. Când, în momentul când se declanșa o anchetă, se întâmpla ceva, primul lucru era să-i protejezi bunurile persoanei care au urmat să pățească ceva. Da? Iar unde i-a lăsat o procurare, o nevastă, a lucrat cu maică ta, nu știu mai ce. Bine, da? Acum avem cu fiscarea extinsă de aproape 2 ani. Se aplică? Păi se aplică pentru infracțiunile săvârșite ulterior. După. Ceea ce e și corectă decizia Curții Constituționale. Pentru că și infractorul trebuie să știe când săvârșește o infracțiune pe ce lege va fi judecat. Adică, nu, acum... Corect. Dar se pune în aplicare, adică au fost luați banii familiei, banii rudelor, a început să lucreze, se pare că și Anabio a început să miște această agenție națională pentru recuperarea banilor din infracțiuni. Nu, se pare că a început să miște, a avut o mare problemă inițial pentru că n-a avut alocat numărul de posturi și n-a avut buget. Se pare că de anul ăsta lucrurile astea s-au rezolvat. Văd și eu, inclusiv în spațiu public, văd licitații organizate pentru vânzarea unor spații comerciale ale unor persoane care știu că au fost mașini, condamnate. Mașini, haine, multe. Bun, acum, le afișează nu știu, nu cunosc o situație, dar sunt convins că orice activitate de genul ăsta are un început și după aia o creștere. Pentru că dacă atâția nu s-a întâmplat absolut nimic, nu poți să te aștepți la... Cum a fost și la DNA, primii ani au fost foarte... Și ai nevoie de oameni care să aibă o specialitate în domeniul respectiv, ca să poată să... Nu e simplu, că sigur să folosesc... Orice an a fost să facă. Da, și s-au perfecționat în timp, lucrurile astea s-au perfecționat, astfel încât numai chestia aia cu Panama Papers sau așa, ea are partea, latura penală și latura, cum să spun eu, absolut legală. Pentru că imorală, să-i zicem, în nu cel e imorală, mai, în cel nu mai nici caz. Măcar, nici, nici măcar. Măcar. Okay. Deci ai de a face cu ori latură penală, ori latură legală. Da, corect. Pentru da. Că atât timp pentru cât tu... structurile alea erau legale. Și era tu legal le declari, absolut, da, declari, atât timp cât n-ai luat banii de acolo pentru a evita plata unor taxe și ți-ai băgat în buzunar, tu fii plătitor de taxe într-o țară și ai folosit chestiunea asta, acolo e penal. Uh-huh. Da? Dar sunt și companii, n-am companii în Panama, dar nu, n-aș avea o problemă dacă aș fi avut. Ideea este că dacă aș fi umblat la banii aia, fără să am firmă în Panama, banii ajung în Panama,
îmi scot dividende, plătesc taxe statului român, totul ilegal. Apropo de taxe și de nou cod fiscal, o chestie foarte interesantă, cred eu. Vorbeam acum o săptămână, două, cu un mic antreprenor din Cluj, care îmi zice, George, cred că o să fac rezidența fiscală în Ungaria. Mic antreprenor. Vineri seara am ieșit cu un mic antreprenor din București în domeniul construcțiilor și îmi zice, mi-a făcut rezidență în Germania. Și îmi zice, păi și nu-i zic, nu e complicat? Și el râzând îmi zice, ba da, trebuie să plătesc ceva de genul 5 euro gunoiul pe lună ca rezident german.